Sursa de alimentare cu apă potabilă a orașului Piatra Neamț a fost schimbată după ce în apa de la robinet a fost descoperită o bacterie periculoasă pentru populație. Autoritățile au constatat că bacteria provine din apele râului Bistrița. Pentru că rețeaua a fost supra-solicitată după schimbarea sursei de captare, o avarie majoră s-a produs pe conducta magistrală. Noi am solicitat un pic fronturile de captare pentru alimentarea orașului și am crescut presiunea față de înainte, când mergeam și cu captarea de la Bâtca Doamnei. Mai sunt și pot să mai apară fisuri, că de aceea am crescut de la 2,8 la 3,2, 3,3 presiunea pe magistrale. Ele fiind, v-am zis, din 58 și din 61, poate să mai cedeze pe undeva. Oamenii au fost anunțați din scurt să-și facă provizii de apă. Faptul că nimeni nu se îngrijește să caute niște puțuri de mare adâncime, ca să, asta este. Dar și problema asta ar trebui rezolvată, nu? Păi trebuie rezolvată, da. Asta este ceva recent, dar e vorba de viitor. Puțin dimineața, dar nu curge cu foarte multă presiune apa. Dacă se oprește, nu știu, mai multe ore, cum vă descurcați? Facem rezerve, cred că din timp. Sau cumpărăm apă plată. Asta e. Curge foarte puțină, pentru că am înțeles că sunt reparați. Nu știu. Ați făcut provizii? Am adunat, bineînțeles, pentru până când va curge normal. Apoi potabilă, de la magazine cumpărăm, de la alimentări, pentru că știu că nu este valabil acum. De ce nu este valabilă apa de la robinet? Datorită faptul că curge atât de puțină, probabil că sunt toate resturile, să nu spun scursurile urâte. Da, asta este. Unii dintre ei au apucat să-și facă rezerve, alții merg la un izvor aflat la marginea orașului pentru a-și asigura apa. E mai bună apa asta? Aveți încredere în ea? Da, mai mult ca salantă. E puțin petrificată, e de peșteră, e apă de peșteră, aici este o peșteră foarte mare, ce nu știe lumea, și sunt niște izvoare de peșteră puternice de tot și foarte bogate în apă, și iuță, e o apă puternică, niște izvoare mari. Văd că aveți apă de la izvor curat. Dar e și un izvor aici, nu știu, e trecut și la el cu apa e și sunt bună și majoritatea oamenilor ia apă de aici, în altă parte nu avem de unde să luăm apă. Cât timp ați stat la rând? Am stat cam o oră. Am găsit aici 15 mașini că vin cu bidoane, cu 30 la 10 kg, că trebuie să stăm la rând, că păstrăm cum era ca pe timpul Ceaușescu. Nu stăm la rând, poți să intru înainte la altul. Cât va ajunge apa? Apa aici, exact, deocamdată să spun, o zi jumătate, depinde. Dacă faci mâncare, spăli o vasă, tot cu apa asta, nu poți să spăli și la... Plus de la ora 2 azi dimineață s-a luat apa la robinet, zici că îi dă mâine dimineață la ora 4. Și noi acum, sursa noastră de apă, e ce luăm mai de la robinet. În altă parte, nu, dacă nu avem de unde să luăm apă, de unde să luăm. Am venit pentru că de obicei au de aici, de peste vreo 10-15 ani, cred că cam așa am zic. Mă. Și acum sunt în trafic, eu iau de foarte mult timp și... Acum sunt în trafic și am stat la rând și eu. Am discutat și cu cetățenii municipiului. Bănuiesc că această apă o veți folosi la băut și la făcut mâncare, dar și... pentru restul? Păi pentru restul acum este, cum să vă zic, închis tot orașul pentru că e o avarie, nu știu, am înțeles una generală, la un nivel... Na. Sursa de alimentare cu apă pentru orașul Piatra Neamț și câteva comune învecinate a fost schimbată în urmă cu mai mult de o lună, când a fost descoperită o cantitate mare de bacterii Clostridium perfringens în apa lacului Bâtca Doamnei. La momentul respectiv a fost sistată alimentarea cu apă din sursa de suprafață și s-a făcut captarea dintr-o sursă de adâncime aflată în localitatea Vaduri la câțiva kilometri de oraș. După extinderea analizelor pe mai multe suprafețe de apă s-a confirmat prezența în concentrație mare a bacteriei și în apa lacului Izvorul Muntelui, dar și în Amonte, pe râul Bistrița, până la Vatra Dornei. În acest moment, mobilizarea pentru găsirea unei soluții de a scăpa de bacteria în cauză este aproape nulă. Autoritățile spun că pentru realizarea unui studiu este nevoie de licitație publică. La Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău este în procedură de achiziție un studiu care să pună în evidență geneza, evoluția, stabilirea soluțiilor și măsurilor pentru eliminarea surselor de impurificare cu Clostridium perfringens. Vineri, prefectul Constantin Harasim i-a convocat la sediul prefecturii Suceava pe șefii instituțiilor deconcentrate cu atribuții în domeniu, pentru că Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu dețin laboratoare acreditate pentru astfel de analize. Prefectura Suceava a cerut Apelor Române să stabilească dacă în județul Suceava se poate vorbi de o situație periculoasă pentru populație.
Apele Române vor solicita noi analize efectuate de laboratoarele acreditate RENAR pentru analiza apelor de suprafață. Totodată se va solicita un punct de vedere și Ministerului Sănătății referitor la rezultatele analizelor oferite de către DSP Neamț, cât și interpretarea acestor valori oferite de ei. Bacteria Clostridium perfringens poate cauza tulburări digestive puternice. Bacteria cauzează apariția unor toxine care duc la stări grave de greață, vărsături și diaree. Bacteria apare ca urmare a mizeriei din apă, cauzată de deversarea gunoailor și a foselor și se găsește din abundență în mediul înconjurător. Temperaturile crescute de la începutul acestui an și lipsa înghețului în perioada de iarnă au dus la o creștere a germenilor. Până la venirea unui rezultat în ceea ce privește eliminarea bacteriei din sursele de apă de suprafață, compania de apă din Piatra Neamț va funcționa pe o magistrală veche pe care ar putea apărea din nou avarii majore.